Salutare din nou, rapidiști, de pe frumosul nostru Giulești. A fost fan show. Petrila și Funșo au făcut ca Rapidul să aibă 1-0 după prima repriză. Comentăm alături de Tavi Chihaie, Mircea Bornescu și Alex Ioniță. Așa ca să strige și galeria. Tavi, cum s-a văzut de la tine? Un joc echilibrat, cu ritm intens, cu ocazii și situații de ambele părți. Dar parcă noi un pic mai... nu știu, mai stăpân pe situațiile create. Am reușit să și marcăm, este foarte important, dar jocul nu este decis încă și trebuie să păstrăm același echilibru, că totuși au fost puține momentele în care am fost surprinși pe greșeli personale. Tot ce și-a creat Craiova a fost din calitatea jucătorilor, sunt jucători foarte iuți, cu calitate, care poți te aștepta să te depășească într-un duel 1 contra 1. De aia trebuie foarte bine închise culoarele de pas și dublaj. Mircea? Da, cum ne-am așteptat, am început foarte bine joc, am pus presiune pe adversar, mi-am creat și câteva ocazii pe această presiune pusă, după care ușor au echilibrat jocul și chiar în unele momente au pus stăpânire pe joc și au avut câteva ocazii și ei și oportunități. Însă o fază foarte bine lucrată a făcut ca scorul să fie 1-0 pentru noi. O centrare în fața porții foarte bună și cum și-a venit și a genul de situații pe care am mai văzut-o. N-a fost prima situație de genul în am revăzut golul din am văzut de la Oradea. De la Oradea, de la Oradea. Da, exact cum așteptam. Vor intra foarte mult în centru. Să suplinească lipsa unui atacant veritabil și orice centrare în fața porții, în momentul când el intră din exterior, intră în centru, care va rămâne nemarcat. Așa s-a întâmplat. Este un meci echilibrat, însă ce vreau să spun că exact cum am anticipat, în primele 15 minute, așa cât am pus presiune pe ei, au cedat, au făcut multe greșeli, puteam să marcăm chiar foarte repede, dar e bine și așa. Până la urmă e 1-0. Alex, da. Tu cum ai văzut prima repriză? Exact ce spuneam și înaintea meciului. Sunt o echipă foarte bună, puternică și asta s-a văzut și în teren. Pentru că, din păcate pentru noi, nici Borja Vale, nici Alex Ioniță nu au reușit să iasă în evidență cu nimic în primele 45 de minute. Pentru că și Screciu și cei doi sârbi bănuiesc că sunt. Curtici și Badi. Sunt jucători din zona sârbă. Da, sunt chiar sârbi. Sunt foarte, foarte puternici și foarte, foarte masivi. Dar cred că ar trebui să caute mai mult spațiile din spatele lor. Nu să vină doar la prim, pentru că este greu să le faci față într-un duel fizic. Asta e un cuvânt cheie, cred, Tavi, pentru repriza secundă. Spații, pentru că fiind în avantaj, probabil Craiova va începe să se deschidă și așa am avut situații de contraatac. Da, nefiind poziția lui naturală, Borja Vaie coboară undeva lângă Ioniță, creând un triunghi alături de unul dintre mijlocași și central, iar ambele extreme intră undeva în centru, unde pot cu o mișcare falsă evite ofsaidul să o ceară în adâncime. Însă foarte mari probleme le-au pus acele diagonale pe care le dă Săpunaru, în special pe Petrila, incredibil, tehnica foarte bună, își ține mingea aproape sau oprea pe poziție viitoare, care au dezechilibrat foarte mult defensiva celor de la Craiova. Da, până și golul a venit după o pasă excelentă a lui Borza de data aceasta, pasa aceea pe poziție viitoare la Petrila, a dezechilibrat complet celor de la Craiova. Mircea, acum vezi repriza secundă? Crezi că Craiova va risca din ce în ce mai mult? Va încerca să vină peste noi? Va risca, normal, pentru că sunt în dezavantaj și cred că putem profita de spațiile lăsate de ei. Dar în același timp va trebui să fim foarte atenți, pentru că și ei au jucători foarte buni, jucători cu experiență și au arătat și în prima repriză că ne pot pune probleme. Este un meci echilibrat. Este un meci care se va câștiga cu mintea și cu inima. Și să sperăm că îl vom câștiga.
Sigur. Ne oprim aici pentru această scurtă intervenție de la pauză. Ne revedem la final. Sperăm victorioși. Îi ascultăm pe jucători atunci. Optimiști pe mulți strânsai rapid.